să înțelegem ce înseamnă acest lucru și ploieștenii să stabilească modul în care vor să fie rezolvată această problemă. Cert este că în formula actuală nu se mai poate. De aceea, mie mi se pare normal să păstrăm amendamentul meu de abrogare a hotărârii 126 și să evităm cheltuirea iresponsabilă a unor sume în condițiile în care gestul politic și administrativ trebuie să fie în concordanță cu ce vor proiecte. În același timp, față de faptul că se pare că acel contract cu unitatea administrativ-teritorială nu a fost semnat, nu este cazul nici să cheltuim sume pentru acest nou proiect. De aceea, eu v-aș solicita, într-un final, vom găsi modalitățile, ca această hotărâre să se refere exclusiv la abrogarea hotărârii 126 din 26 martie 2012, în acest mod, preîntâmpinându-se politica lucrului deja realizat. Că degeaba cheltuiesc bani pe un proiect pe care proieștenii nu-l vor sau nu este eficient.